kilometri pe jur în parcul Lian Huașan, deoarece în curând, după câte am aflat, noi trebuie să fim un fel de show de lumini. Nu sunt 100% sigur, dar mergem să căutăm. Ne-au oprit mai scurt cărare în drum spre viewpoint, pentru că ne-au oprit, de fapt, un security de aici. Din închis drumul, nu știu, stă toată lumea și așteaptă. Eu rog, uite, mă te iangă, să-mi lidă, să-mi dăma. Hai, o mi-o, ce s-a lucrat aici? Și pe urmă s-o strâns. Nu dădea drumul, nu știu ce certau, dar acum le-au dat drumul și totul și-a fost scurbă la deal. Dar nu, mai degrabă a intrat așa, forțat a intrat toată lumea. Prima unul a intrat, după care restul. Mai l-a dat jos pe ăla de la pază. Am mai citit un pic și totuși o să fie astăzi, numai cu un pic mai târziu decât știam eu, la ora 8 seara. Acuși în 14 minute. Așa, în... N-aveam loc. Unde sunt duși? Și ne-au ținut acolo vreo 20 de minute, ne-au ținut pe loc. Da. Sunt 20 de minute, au dovedit aici să strâng atâta lume. Aici sunt, nu știu, 6.000 de oameni, poate mai mult.
că cam așa ne-am uitat noi la show-ul de lumini. Luminița mai mult a văzut. Hai jos, mă! Aici au adus și niște jandarmi ca să mențină ordinea publică. Chiar într-adevăr sunt foarte mulți oameni și periculos. Eu presupun între 5 și 10 mii de oameni aici au fost. Show-ul a fost foarte frumos, într-adevăr, foarte colorat, interesant a fost. A fost iluminate 43 de clădiri în diferite culori și cea mai înaltă de 100 de etaje probabil era, cea mai principală. Dar trebuia să audă și o muzică, ea abia s-auzea, pentru că luminile trebuia să coincidă cu muzica. Erau gălăgii foarte mari, abia de-am auzit muzica acolo. Parcă era un eco, dar în schimb oricum a rămas încântată de show-ul de lumini. Hai, tu l-ai văzut bine că e de sus, dar eu mă uitam numai la ecranele telefonilor care filmau și tot se vedea frumos. Și urmă de vă mă uit la video și eu... Da, când ai să-l editez, o să vezi mai bine. Dar, da, într-adevăr, a fost frumos și se merită. Și apropo, pentru prima dată am urcat pe umerii lui Costea. Au fost 43 de clădiri iluminate în tandem, adică au creat 43 de clădiri, au creat o singură imagine și o singură impresie într-un fel și a fost ceva într-adevăr unic, nu știu dacă s-a mai făcut așa în lume, probabil a fost un record, nu sigur, dar presupun eu că a fost un record. Și în ziua pe 28 sau 22 septembrie, prima zi când a fost iluminat, când a fost show-ul ăsta de lumini, chiar s-au ridicat 800 de droni în cer și au format o pasăre, pasărea simbol a Chinei. Și da, a fost ceva foarte frumos. Da, a fost ceva foarte impresionant. Și acum se organizează aproape în fiecare zi. Durează nu mai mult de 20 de minute, dar e fenomenal. Acest show de lumini se organizează în parcul Lian Huashan, este parcul central probabil din Shenzhen. Și anume este un viewpoint aici, cel mai înalt punct, unde este și statuia lui Deng Xiaoping, un politician renumit chinez. După spectacol trebuie să mergem la hotel, pentru că ne-am reținut foarte mult astăzi în oraș. Dar din motiv că să vedem acest show. Și trebuie mai repede să ne întoarcem, pentru că suntem deja foarte obosiți.